Săptămâna trecută, Direcția de Sănătate Publică a transmis la București o solicitare privind transformarea Spitalului CFR Buzău în unitate suport de COVID. Propunerea s-a lovit de opoziție a responsabililor de la Spitalul CFR Galați, de care aparține unitatea de la Buzău. Astfel, varianta dorită de DSP are slabe șanse de reușită. În acest context, autoritățile din sănătate încearcă o colaborare cu spitalele private. Ne-am mai gândit și la un spital privat cu care am vrea să intrăm într-o discuție, în măsura în care și Casa de Asigurări de Sănătate poate să ne dea girul. Toate lucrurile astea depindem foarte mult de plata acestor servicii și atunci bineînțeles că trebuie să avem și această discuție și bineînțeles că o să o realizăm și pe ea cât se poate de repede ca să știm exact cui ne vom adresa. De asemenea, pentru o intervenție mai operativă în cazul persoanelor cu comorbidități și care sunt suspecte de infectare cu coronavirus, se încearcă identificarea unor spații tampon în Spitalul Județean de Urgență. Nu în ultimul rând, cu managerul Spitalului Județean, unde sperăm să mai creăm spații tampon pentru pacienții care prezintă acutizări pe diferitele comorbidități și care sunt și suspectați a fi infectați cu COVID, pentru a elimina riscul de temporizare a unor intervenții asupra lor sau pentru a elimina riscul agravării bolilor cronice preexistente, doar din dorința de a nu introduce în spital acest virus. În momentul de față, toate paturile destinate internării pacienților cu COVID-19 sunt ocupate, atât la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat, cât și la secția exterioară Grâlaj a Spitalului Județean de Urgență Buzău.